Domnule Cârstoiu, dacă îmi permiteți, da. Cristian Andrei Hot News. Da. În luna octombrie 2023, da. Ați dat consultații la firma Anemona Med, așa. Pentru care ați cerut o plată de 750 de lei. Deci vreau să lămurim această situație și vreau să spun toate întrebările pe tema asta. Este o investigație a Agenției Naționale de Integritate, a fost nici un comunicat pe care l-am văzut în presă, așa încât să lăsăm instituțiile statului să-și facă treaba. Doi. Vreau să vă spun un lucru, eu n-am încălcat legea, nu sunt în incompatibilitate, iar mizeriile din campania electorală sunt tipice și mă așteptam la acest lucru. Probabil că contracandidații mei nu găsesc altă cale decât să abordeze în felul ăsta această campanie. Eu vă mulțumesc. Ați dat consultațiile respective în luna octombrie? Aveți o colaborare și în mediul privat. Ați dat acea... referitor de pe papii. V-ați mai consultat cu nașii dumneavoastră de colonie, domnul Traian Văzmescu? Să mergem în ok, hai să ne ok, ați dat consultația în luna octombrie sau nu? Vă retrageți. Da, a spus că vreți să lămuriți situația, domnule Cârstoiu. De ce fugiți până la urmă de această situație? Nu fug, mă duc în altă parte. Ok, ați dat acea consultație. Ați dat acea consultație în luna octombrie sau nu? Să nu vă rupeți picioarele. Pacienților, domnule Cârstoiu, cum veți aborda strategia pentru următoarele două luni? E o perioadă lungă, doamne. Avem tot timpul să avem. Domnule Cârstoiu, de întrebare simplă. Ați dat sau nu ați dat acea consultație în luna octombrie? V-am spus în punct de vedere. Păi, dumneavoastră ați uitat dacă ați dat acea consultație? Ați uitat dacă ați dat consultația în luna octombrie? V-am spus în punct de vedere. Vedeți că vă împiedicați. Ok, v-am întrebat simplu. Ați dat acea consultație? Ați dat și alte consultații la Anemona Med? V-am dat un răspuns, nu mai insistați. Nu am auzit, dacă ne puteți repeta, dacă ați dat acea consultație sau nu remunerată la clinica privată. Știați că nu aveți voie să dați aceste consultații la Anemona Med? Ați dat sau nu? Da sau nu? Nu vedeți că nimeni nu a înțeles, numai dumneavoastră considerați că ați răspuns? Interesul public este să elucidați această speță. Am dat o declarație spre interesul public. În care nu dar menționați... De ce sunteți așa încrâncenat? Nu, eu vă întreb dacă ați dat acea consultație sau nu. O seară bună, la revedere! Mă trage cu fără. Hai mai în spate, hai mai în spate. Hai mai în spate.